în Business Matinal și revenim cu principalele știri de business ale zilei. Sunt și vești bune și vești rele, depinde pentru cine întotdeauna. Iată, Alex Bratu de la JSK România și Bulgaria, salariile din România nu se vor opri din crescut până nu ajung la nivelul celor din Germania în vreo 5 ani. Iată așadar că și informații din zona privată, nu doar din zona publică, spun că salariile în România vor crește. Așa cum știm, guvernul are planuri să dubleze pensiile, dar iată că și sectorul privat va urma tendința occidentală. În ce măsură vom ajunge la nivelul Germaniei în 5 ani e de văzut. Mi se pare personal puțin fantezist această teorie, dar cert este că salariile cresc. Toată lumea are dificultăți pe piața muncii, salariile au crescut foarte mult, ceea ce nu e un lucru rău, dar în cazul unora, creșterea vânzărilor nu ține pasul cu acest avans. Prin urmare, nu vând producătorii și comercianții români suficient de mult ca să acopere creșterile salariale. Revin la citatul nostru, eu cred, spune Alex Bratu, citat de Ziarul Financiar, că salariile se vor opri din crescut, nu se vor opri din crescut până nu ajung la nivelul celor din Germania, probabil în 5 ani de zile, dar problema este că eficiența și productivitatea nu cresc în același timp. Diferențele salariale se mențin deocamdată la nivelul magazinelor JSK, angajați în Germania având un salariu mediu net de 1400-1500 de euro, în timp ce aceia din România au un salariu undeva la 400-600 de euro. Iată așadar un retailer care este de părere că va ajunge cu salariile în România la nivelul celor din Germania, ceea ce ar fi un lucru bun. Pe de altă parte, vă spuneam că avem și vești proaste, se îngroașe gluma în sectorul imobiliar, în august și septembrie scădere cu 30% a vânzărilor de locuințe în întreaga țară. În București vânzările s-au înjumătățit luna trecută, ceva se întâmplă, descad vânzările dramatic pe piața imobiliară. Să fie oare deja niște semne ale unei viitoare crize, să fie o supraofertă deja de apartamente noi la nivelul României, să fie criteriile de creditare deja înăsprite și acest lucru să se vadă în capacitatea românilor de a lua credite, este un lucru de văzut. În orice caz, o scădere la jumătate pe luna trecută în București este ceva de-a dreptul îngrijorător. Ziarul Financiar citează Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, așadar o sursă autorizată, spune că în luna septembrie 2018, la nivelul întregii țări, 42.522 de imobile au fost vândute, o scădere cu 26% față de perioada similară anului trecut. La nivelul Bucureștiului, luând în calcul numai locuințele individuale, numărul tranzacțiilor a scăzut luna trecută la 2.205 unități, valoare cu aproape 50% mai mică decât anul trecut. Așadar, poate scădea încrederea românilor în viitor, în capacitatea lor de a rambursa aceste rate sau de a se angaja la credite viitoare, pentru că noi așa, guvernanții noștri, în fiecare seară ne vând ideea că ne așteaptă numai lapte și miere în România. Dar iată că românii nu văd lucrurile așa, cel puțin când vine vorba să bage mâna în buzunar, la propus sau la figurat. Vorbim mai ales de un buzunar virtual, de viitorul nostru pe care ne-l amanetăm, nu-i așa, la bancă pe 30 de ani de zile pentru a cumpăra o locuință. În luna august 2018, la nivelul întregii țări, 40.576 de imobile au fost vândute, o scădere cu 29% comparativ cu anul trecut. Asta este cu adevărat îngrijorător, stimați telespectatori, pentru că dacă piața imobiliară se prăbușește la un astfel de nivel, va antrena în cascadă niște lucruri foarte rele și către alte industrii. Vorbim de materii prime, vorbim de locuri de muncă, vorbim de multe, multe aspecte.
inclusiv poate vom intra într-un crah financiar, într-o nouă criză financiară, pentru că ne aducem aminte în Statele Unite criza a pornit atunci din sectorul imobiliar și ulterior s-a rostogolit în întreaga economie. O prăbușire a vânzărilor în sectorul imobiliar ar putea însemna o prăbușire a prețurilor. Dacă avem o prăbușire a prețurilor, se pot întâmpla foarte multe lucruri bune pentru unii care n-au cumpărat încă o locuință, dar rele pentru cei care au deja credite ipotecare și valoarea imobilului pe care îl plătesc este poate mult mai mică decât creditul pe care l-au luat. S-ar putea să ne trezim cu situații ca în Statele Unite în care banca să ceară garanții suplimentare pentru că valoarea imobilului nu îi mai garantează creditul pe care l-au acordat. Sunt modificări și la programul Startup Nation, la categoria vești posibil bune, Startup Nation 2018. Au fost anunțate aceste modificări pe site-ul Ministerului IMM-urilor și industriile creative, serviciile și producția vor primi același punctaj. Vă reamintesc în discuțiile cu invitații noștri, a fost ieri Petru Luhan, discutam despre un punctaj diferit pe care l-ar avea industriile creative și serviciile față de producție. Iată că s-a corectat acest aspect. Daniel Matei de la Impact Hub București spune că afacerile românești au nevoie de mai mult sprijin în fața depresii de idee. Apoi vine partea de mentorat. Mă rog, eu la nivel de opinie personală, sigur, nu sunt un mentor al afacerilor. Cred că afacerile românești la început au nevoie mai ales de finanțare. Avem tot felul de guru și de mentor care sunt destul de expansiv la dat sfaturi, dar nu vine nimeni cu un pic de capital să ajute antreprenorii la început de drum. Iată vine guvernul cu acest proiect Startup Nation. Cam aceasta este revista presei de business de astăzi. Alături de mine se va alătura Diana Mețiu, antrenor de emisferă cerebrală dreaptă, te rog Diana. Antrenor de emisferă cerebrală dreaptă și numerolog, bine ai revenit în matinalul nostru de business. Bună dimineața tuturor! Mulțumesc. Ne-am propus să continuăm serialul început ieri cu numerologie și felul în care ne calculăm propria cifră în anul acesta și am zis că astăzi vorbim despre niște cicluri. Exact. Despre ce este vorba și cum analizăm acest lucru? Toată viața unui om este repetitivă. De fapt, toată această existență este repetitivă. Dacă ne uităm la macrocosmos, găsim absolut toate structurile în microcosmos și reciproca este adevărată. Așa că și la nivelul unei vieți sunt foarte multe lucruri care se repetă la un anumit interval de timp. Unele lucruri se repetă anual, alte lucruri se repetă zilnic, cum este ziua și noaptea, alte lucruri se repetă din 7 în 7 ani, din 9 în 9 ani și din 12 în 12 ani. De exemplu, din 7 în 7 ani se spune că toate celulele corpului nostru se refac total, adică suntem complet noi nouți după 7 ani. După 9 ani ne refacem mental, toate felul în care noi vedem viața la nivel mental, prin prisma deciziilor, puterii noastre de a hotărâ ceva despre viața noastră, se petrece din 9 ani repetitiv. Și mai este latura spirituală, care are un interval, un ciclu de câte 12 ani. Deci avem mai multe cicluri pe diverse dimensiuni ale vieții noastre. Da, le putem analiza pe toate, dar pentru că timpul este scurt, vă propun astăzi să vedem ciclul de câte 9 ani, odată că este cifra mea preferată și în al doilea rând pentru că ține de deciziile noastre mentale, deci ce putem real să facem. Okay. Așa că, dacă am socotit tabla înmulțirii cu 9, am obține primul ciclu de 9 ani, de la 0 la 9 ani, după aceea al doilea de la 9 la
18, următorul de la 18 la 27 de ani și așa mai departe. Da? Și am să le luăm pe fiecare în parte. De exemplu, primul ciclu de viață, așa cum am vorbit și ieri, este ciclul noilor începuturi. Normal, e firesc. Venim pe lumea asta, dăm cu ochii de o nouă lume, este un nou început pentru absolut toată lumea și este perioada în care, deci până 9 ani, nu sunt de fapt cei 7 ani de acasă, cum se spune, doar în cei 7 ani de acasă, de fapt, toate celulele corpului nostru se așează într-un fel. Dar mental, ca să spun metaforic vorbind, ne coacem nu la 7 ani, ci la 9 ani. Deci, practic, avem nevoie de un interval, cum în burtă sunt 9 luni, în viața reală sunt 9 ani. Și în acești 9 ani avem nevoie să absorbim toată informația și majoritatea programelor mentale, care sunt bune și mai puțin bune, să spunem, toate suferințele, toate conceptele, toate valorile, felul în care vedem viața se cam structurează în această perioadă. De aceea e o perioadă foarte bună în care părinții, depinde de părinți cel mai mult, apoi de educatori, să integreze informații în copil conform unor programe mentale benefice, de încredere. Este partea mentală în care copilul structurează toată partea mentală. De convingeri. Pe convingeri, da, și mai ales convingerea despre el însuși ca și copil că este puternic, că poate, că viața e frumoasă, decât alte lucruri mai puțin benefice. După care vine o perioadă a doua, ciclu de 9 ani până la 18 ani. Este perioada în care copilul de obicei se integrează într-o comunitate, merge la școală, bineînțeles, mai târziu la liceu și această perioadă de 2 este așa cum arată și cifra 1 și 1, adică suntem împreună cu cineva și este perioada în care învățăm legea cauză-efect. Sau mai bine spus, învățăm că tot ceea ce facem are consecințe. Și dacă avem consecințe și le înțelegem, le putem asuma, atunci viața noastră este puțin altfel. Acum, fie că vrem, fie că nu vrem, viața ne va împinge de la spate sistemul în care suntem, chiar social, pentru că ne ducem în comunități, ne va face să înțelegem ce înseamnă relaționarea cu alții și, bineînțeles, că tot sistemul ne va face să înțelegem că toate acțiunile noastre se vor reflecta în ceilalți, se vor reflecta niște rezultate. Deci totul este într-o armonie și totul este într-o lege cauză-efect. Facem ceva, există niște rezultate, niște consecințe a ceea ce facem. De aceea e foarte important să învățăm să comunicăm, să relaționăm cu alții, să ne stăpânim emoțiile, pentru că numai așa cifra aceasta 2, a ciclului 2 de viață, putem scoate de la ea, de fapt, toate beneficiile. Ciclul 3. Ciclul 3. Ciclul 3 de viață este 18-27 de ani. Da? Este ciclul care se numește al acțiunii și experimentării. Omul are nevoie să experimenteze. Omul spun că el nu mai este copil, nici la 18 ani nu prea mai este copil. Permitem să fac o mică referire la ciclurile anterioare. Mi se pare foarte interesant că, cu toate că societatea ne dă la 7 ani intrarea la școală, adică ne acceptă, să spunem, un fel de statut, dar de-abia la 9 ani, adică din clasa a 3-a, ne tratează puțin altfel. În clasa a 1-a și a 2-a suntem ca și cum am fi în clasa 0 sau la grădiniță, tratați ca și entități. Uitați mai departe, în ciclu 2, cu toate că din punct de vedere fizic, la 14 ani, adică ciclul acela de care vă spuneam de 7 ani înainte, ne recunoaște societatea că noi fizic suntem, am ieșit din zona de copilărie. De ce? Pentru că ne dă o carte de identitate. Și cu toate astea, chiar dacă avem buletinul, nu ne recomandă, nu ne lasă societatea să facem nimic. Nu ne dă drept de vot, nu ne dă drept de muncă, nu ne dă drept de condus mașina, nu ne dă drept de vot, absolut nimic. Cu toate că social ni se recunoaște fapt statutul de adult. Deci fizic noi suntem adulți, dar mental, până nu se încheie ciclul de câte 9 ani, de asta mi se pare mai interesant de văzut acest ciclu și nu celelalte, practic societatea nu ne recunoaște nimic. În schimb, când s-a încheiat ciclul de al doilea ciclu de viață, deci am făcut 18 ani, de-abia de atunci intrarea în ciclul 3 al experimentării ne permite să facem toate lucrurile, adică și socialul ne dă libertăți de tot felul și putere de decizie.
Așa că se pune întrebarea ce facem cu această putere de decizie. Suntem ce în facem? Ciclu 4. De nu, la 3. În ciclu 3 suntem, încă în perioada de decizie. Și ce facem cu deciziile astea? Experimentăm tot felul de lucruri și este bine ca acel copil să nu mai fie copil și să plece de acasă, să nu mai fie legat de părinți, să se dea cu capul de pereți, să facă toate prostiile din lume, astfel încât să experimenteze, să acumuleze practic din propria experiență. Ciclu 4, care vine 36-45. Exact. Aici sunt și eu, ia, sunt da. Curios. Este ciclul stabilizării. Practic, până la 36 de ani, este prima etapă a vieții noastre. Viața s-ar împărți în prima etapă, exact aceasta de care vorbim, până la 36 de ani. Deja am luat-o pe panta a doua. Încă nu. De ce? Pentru că să ajungem la ciclu 5, care este un fel de tranziție către partea a doua a vieții și de-abia după începând cu ciclul 6 urmează partea a doua reală a vieții în care ni se cer lucruri mai spirituale. Dar ca să revin la ciclul în care te afli tu de viață, adică numărul 4 și pentru cei care se regăsesc aici, cum spuneam, este ciclul stabilizării, temeiniciei, așezării. Practic în acest ciclu de viață, deci până în 36 de ani, ni se cere, vorba vine, deci la nivel universal am putea spune, sau Dumnezeu dacă vreți, ne cere să cam înțelegem și să ne preocupăm de tot ce înseamnă lumea materială, adică casă, copil, bunuri materiale, țara în care vrem să trăim, familia în care vrem să trăim, soțul, soția cu care vrem să ne căsătorim. Este perioada cea mai bună de căsătorit, de făcut copii, de stabilizat o profesie, de ales undeva unde vrem să trăim, astfel încât viața noastră până în 36 de ani să se cam stabilizeze. Se spune că cam tot ce agonisim este bine de făcut până în 36 de ani sau practic platforma de pe care noi putem să avem o viață materială într-un anumit fel, să o cam așezăm până în această vârstă. Să știm, gata, așa, cam așa am vrea să arate viața noastră. Deci mai am 2 ani să stabilizez. Tot. Okay. Deci, dacă nu te-ai însurat în soarete, dacă n-ai făcut copii, fă copii și așa mai departe. Nu, asta nu mi le doresc, dar îmi propun să devin milionar. Mă rog, ideal miliardar, dar știi cum e. Discută două femei, uite, dragă, pe ăla e milionar. Da, și ce a fost înainte? Miliardar înainte să însoare cu mine. Trecem la ciclu 5. La ciclu 5. Ciclu 5 este perioada, deci, de la 36 la 45. De la 45... Da. Ok. Trecem la ciclu... Nu, am zis bine? 9, 18, 27, 36, 45. Deci 36, 45 este ciclu 5. Acesta de tranziție de care vă spuneam, da? Deci s-a încheiat o etapă importantă a vieții noastre și vine o perioadă așa de încă nu suntem pregătiți să intrăm în partea a doua a vieții. Și e ca și cum ni se mai dă o șansă să mai experimentăm ceva ce n-am făcut. De aceea în perioada asta sunt toate crizele, cum se spune, criza femeii de la 30 de ani sau bărbatului de la 40 de ani. De fapt e o criză prelungită care se află în această perioadă de timp și lumea o trăiește mai intens sau mai puțin intens în funcție de cât a experimentat și a înțeles din viață până la 36 de ani. Și practic tot ce n-am făcut la o anumită vârstă, adică tot ce n-am făcut la timpul lui, ne apucă acum. Avem așa un impuls interior să vrem să divorțăm, vrem să facem ce n-am făcut, vrem să schimbăm profesii. Pur și simplu avem impulsuri de schimbare. Nu și neapărat... e bine să le urmăm sau dimpotrivă? Aici e o problemă, pentru că nu toate schimbările sunt bune neapărat. Aici merită să fim foarte înțelepți, să analizăm consecințele înainte de a ne lăsa în acest impuls firesc care este noi al schimbării. Da. 45-54. Așa, ciclul 6 de viață. Acesta este ciclul iubirii, general vorbind. Ciclul în care viața ne cere să fim foarte realiști, să fim maxim de sinceri cu noi înșine, să vedem viața exact așa cum e, să înțelegem ceva mai mult despre viață și ni se cer, dacă aș putea spune, variantele etice ale vieții noastre. Adică noi nu putem să mergem mai departe spre cunoaștere, spre a acumula cunoștințe de un fel, dacă nu stabilizăm niște valori morale în noi. Deci, practic, este un ciclu în care învățăm iubirea pe toate planurile. Și la nivel de mamă, că este cel mai ușor, și la nivel de soț, că este mai ușor, dar mai mult de atât, experimentăm iubirea la nivel de un împreună general, la nivel de univers, la nivel de Dumnezeu.
Ultimul ciclu despre care vom discuta astăzi, 54-63. Am înțeles. 54-63 este ciclul 7 de viață, care este ciclul cunoașterii, al spiritualității, în care viața ne împinge de la spate să avem tot felul de experiențe în care să devenim mai deștepți, mai înțelepți, mai spirituali, și vrea acest lucru astfel încât să facem pe niște criterii morale stabilite deja în ciclul 6 de viață. Îți mulțumesc foarte mult, Diana. N-ai încotro, trebuie să mai vii o dată și să vorbim și despre partea a doua acestor cicluri și despre celelalte două cicluri despre care ai vorbit, cel spiritual și cel... După aceea vine când devenim maestri și după aceea o luăm de la capăt, ne reinventăm și așa mai departe, putem vorbi până la 150 de ani. Îți mulțumesc foarte mult, Diana. A fost Diana Mețiu, antrenor de emisfere cerebrală dreaptă și numerolog. O să venim cu informații foarte, foarte utile despre cum puteți să investiți bani în dumneavoastră fără să plătiți dobândă, pentru că guvernul deja a lansat la apă acest program și va veni alături de noi domnul Stare Farmache, directorul Fondului Român de Contragarantare, cu detalii despre acest lucru, despre cum putem și cine poate accesa acești bani fără dobândă de la stat. Dar până atunci avem niște sfaturi foarte utile, foarte scurt și la obiect, din partea lui Mircea Mărculescu, despre cum să facem investiții în criptomonede. Investițiile în criptomonede depind foarte mult de piață și de cererea și oferta de pe piață. Desigur, după cum am văzut în ultima perioadă, volatilitatea a fost foarte mare și asta a dus implicit la riscuri foarte mari asumate de investitori. În același timp, dacă cineva plănuiește să nu tranzacționeze criptomoneda și pur și simplu să o folosească ca și monedă de schimb, poate nu se supune acestui risc. Da, cu siguranță trebuie să plătim impozite pe orice venit obținem ca și rezidenți fiscali în România, dar din păcate, nefiind reglementate niște prevederi specifice pentru criptomonede în legislația fiscală din România, acestea se vor impozita ca venituri din alte surse. Spun din păcate pentru că veniturile din alte surse, spre deosebire de alte tipuri de venituri, se impozitează pe suma brută. Astfel putem să ajungem în situația în care, chiar dacă avem pierdere din tranzacționarea criptomonedelor, aceasta să genereze totuși un impozit. Ca să dau un exemplu, dacă cineva investește 10.000 de euro în criptomonede, prețul acestora scade și ajunge să retragă doar 8.000 de euro, conform legislației actuale, cei 8.000 de euro vor fi impozitați cu 10%. Astfel, pe lângă faptul că a pierdut 2.000 de euro pe piață, respectiva persoană, dacă este o persoană fizică și nu o societate, va trebui să mai plătească încă 800 de euro sub formă de impozit la bugetul de stat, ca să nu mai vorbim de contribuția socială pentru sănătate, care este la 10% din valoarea 12 salarii minime pe țară. Conform salariului minim actual din 2018, aceasta se ridică la 2.280 de lei anual. Ne-am reîntors și așa cum vă povesteam, discutăm despre bani fără dobândă. Programul Investește în Tine, alături de mine, domnul Stare Farmache, directorul Fondului Român de Contragarantare. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne aduceți vești bune! Da. Bani fără dobândă, cum, când, pentru cine? Da, e într-adevăr o veste bună, în general pentru tineri, dar nu numai. Pentru persoanele între 16 și 26 de ani, dar și pentru persoanele între 26 și 55 de ani. Cu alte cuvinte, tinerii care vor să urmeze un curs sau vor să cheltuiască niște bani pentru educație, pentru formare profesională, tineri între 16 și 26 de ani, dar și tinerii care sunt înscriși deja într-un curs de formare profesională, pot beneficia de un credit de 40.000 de ron cu dobânda plătită de stat, cu o perioadă de grație până la 5 ani și cu perioada de rambursare până la 10 ani.
cu alte cuvinte, este o sursă de finanțare care poate fi folosită pentru dezvoltarea personală. Și sunt mai multe activități pe care guvernul le-a prins acolo, tipuri de lucruri pe care le poți finanța din acest Exact, bani. Dar în principal sumele sunt din creditare, sunt destinate, hai să spunem, formării persoanelor, tinerilor, dar nu numai. Spuneam că mai este și o altă categorie, persoane între 26 și 55 de ani. Care sunt și asemenea... ele prinse într-o formă de învățământ sau poate fac o reconversie profesională, exact. Dar este important ca această reconversie profesională să fie într-o formă acreditată de către minister. Evident. Formarea profesională trebuie să fie făcută de instituții care să obțină acreditarea Ministerului Educației și Învățământului. Care este rolul Fondului Român de Contragarantare în acest proiect? Și ce puteți face dumneavoastră? Rolul Fondului Român de Contragarantare este unul important, în sensul că, nu am spus la început, dar aceste credite sunt garantate de stat. Fondul Român de Contragarantare este o societate comercială care acționează în numele și contul statului și oferă aceste garanții de până la 80%, garanții care sunt acordate finanțatorilor, băncilor comerciale care dau aceste credite tinerilor și persoanelor care sunt eligibile. Finanțatorul este CECU sau mai sunt și alte bănci? În clipa de față am semnat deja convenția cu CEC Bank, care va începe, s-ar putea chiar astăzi să avem... Chiar astăzi, breaking news, s-ar putea primul să contract avem, semnat. Să avem un contract, dar bineînțeles că urmează și alte bănci comerciale. Deci nu este restrâns doar la CEC Bank? Nu. Există niște limitări totuși. Plafonul de garantare pentru anul 2018, pentru cele 3 luni cât am rămas până la sfârșitul anului, este de 300 de milioane de lei. Deci noi putem să garantăm credite acordate de bănci comerciale cu 300 de milioane de lei, care ar reprezenta 80% din creditele acordate. Până în prezent, cum spuneam, avem o singură bancă, dar sunt absolut sigur că în următoarele zile și alte bănci vor semna convenții. De fapt, programul a intrat în vigoare efectiv de pe data de 15 octombrie și de relativ recent s-a amenajat tot cadrul normativ. Săptămâna trecută, într-un cadru, într-o ceremonie, s-a semnat acordul cu convenția cu Ministerul Finanțelor, cu Comisia de Strategie și Prognoză și cu CEC Bank. Deci aceste 300 de milioane de lei ar acoperi, să spunem, în jur de 7500 de împrumuturi? Am calculat, eu raportat la 40.000, dar mă rog, ceva, înțeleg că... Probabil că nu va fi 40.000, este suma maximă, ceva de genul, da. Am putea să acordăm până la această... Ceea ce poate fi cumva comparativ cu ce se întâmplă în domeniul Startup Nation, unde se depun, că tot este acum... Da, este un program în care, de același tip, dar de data aceasta se adresează persoanelor fizice, dar în care, într-adevăr, Fondul Român de Contragarantare vine și susține aceste programe. În cadrul programului Startup Nation susține antreprenoriatul român cu inițiativă, în cadrul programului Investește în Tine susține eforturile statului de a sprijini dezvoltarea personală a tinerilor din România. Pe de altă parte, stimați spectatori, nu dați încă bluc la bancă, pentru că trebuie să citiți cu atenție și ce puteți face cu acești bani. Banca nu vă dă imediat în cont acești bani și puteți cheltui pe orice, ci vă decontează anumite cheltuieli. Trebuie să justificați că ați cheltuit banii respectivi pentru activitățile care sunt eligibile. E aproape ca un proiect pe fonduri europene, așa, în care, din ce am înțeles eu
eu din presă. Da, evident. Acum fiecare, orice credit obținut de la bancă trebuie să urmeze destinația pentru care, pentru care s-a dat. Și în acest caz există anumite destinații, există anumite cheltuieli eligibile. Evident că cheltuielile pentru formare profesională sunt cele eligibile și cele cu care, să spunem, începe acest proiect, dar sunt și alte activități accesorii pentru dezvoltarea personală, pentru sănătate, pentru aș putea închiria o locuință, pentru reparația unei locuințe și chiar și pentru achiziția unei locuințe, dar și pentru... Adică poate fi un fond care să te ajute, că sigur nu poți să cumperi cu 40.000 de lei o locuință, decât cu ei undeva într-un mediu rural, poate într-o zonă foarte defavorizată, dar altfel prețurile sunt mult mai mari. Poate constitui un aport, nu știu, avansul sau... Poate fi o sumă care să contribuie la achiziția unei locuințe, dar evident că suma de 40.000 de RON este mică sau relativ mică. Ați participat și dumneavoastră cumva la discuții în jurul acestui proiect, astfel încât să ne puteți spune cam care sunt intențiile guvernului, ce mizează cu acest fond, cam ce se așteaptă să dezvolte, care sunt, să zic așa, palierele pe care se așteaptă să le... Nu am participat efectiv la elaborarea acestei ordonanțe, dar am participat ulterior în discuțiile cu Ministerul Finanțelor și cu băncile finanțatoare, cu Comisia de Prognoză, la elaborarea principalilor reglementări, norme secundare, cum ar fi convențiile încheiate cu Ministerul Finanțelor, convențiile, cadrul convențiilor cu băncile comerciale și, în mod evident, din discuții s-a desprins ideea că aceste credite sunt adresate persoanelor pentru educație și pentru dezvoltare personală, care înseamnă acces la cultură, achiziții de cărți, de publicații, reviste, acces la teatre, la spectacole, sunt de asemenea cheltuieli eligibile, dar și pentru crearea unui mediu confortabil pentru dezvoltarea personală și de bună seamă că cheltuielile cu chiria, cu întreținerea, cu reparația unei locuințe fac parte din aceste categorii. Iată să spunem, că nu ne-am propus acest lucru, dar s-ar putea să devenim cel mai bun partener al guvernului într-un mod paradoxal. Nu credeam că mă voi întâlni cu Guvernul României pe terenul comun al dezvoltării personale. Așa cum ați văzut, stimați spectatori, noi acordăm foarte mult spațiu dezvoltării personale ca tip de informație. Iată că vine guvernul și cu banii și se pot face lucruri și în viața concretă pentru dezvoltarea Atenție, personală. Atenție, banii nu sunt gratis. Costul Este subvenționat de stat, este suportat de stat, de Comisia pentru Strategie și Prognoză, dar, într-adevăr, condițiile de creditare sunt cât se poate de cele mai de bune accesibile. De până acum pentru persoanele fizice. Cred că da. Adică o perioadă de rambursare până la 10 ani și cu o perioadă de grație care poate merge până la 5 ani în funcție de cursul sau de cursuri de pregătire, de formare profesională pe care le urmează persoana, sunt câteva din elementele care zic eu sau numai... Nu doar atât, stimați telespectatori, dar vă mai dau un insight, mi se pare foarte important. Să iei 40.000 de lei acum, să investești în tine și să-i rambursezi începând de peste 5 ani până peste 10 ani, nu doar că nu plătești dobândă la acești 40.000 de lei, dar gândiți-vă la valoarea banilor din viitor, pentru că avem acum o dobândă, o inflație de 5%, dacă facem această proiecție în viitor și în 10 ani de zile adunăm cei 5%, de fapt mai plătim jumătate din banii pe care i-am împrumutat, asumând că vorbim de valoarea reală a banilor raportată la puterea de cumpărare. Aveți dreptate, nu numai că sunt bani gratis, adică fără cost, ei nu sunt gratis pentru că trebuie să rambursați, dar valoarea banilor în timp, într-adevăr, a
aduce avantaje celui care se împrumută în acest program. Interacționați direct cu persoanele fizice în cadrul acestui program, pentru că dumneavoastră mai mult interacționați până acum instituțional, cu băncile, cu... Da, nu direct, noi nu avem un contact direct. Solicitantul aplică la una din băncile comerciale cu care vom încheia convenție. Până în prezent avem o singură bancă, Check Bank. Dar astăzi oamenii se pot duce la CEC să tatoneze acest pot credit. Pot merge la CEC. De fapt, de pe data de 15 programul este operațional. Iar aplicația este transmisă de bancă pe o infrastructură informatică. Este transmisă la noi, la Fondul Român de Contragarantare. Și răspunsul trebuie să-l dăm într-un termen de 15 zile, dar sunt absolut sigur că vom fi mult mai operativi decât acest termen și va fi dat răspunsul într-un termen mai mult decât rezonabil. Vă cer o informație colaterală. Dacă dumneavoastră aveți acest contact cu băncile, ați condus Bursa de Valori București, sunteți cumva foarte conectat la zona aceasta financiară. Citeam o știre în Ziarul Financiar, în luna septembrie au scăzut la jumătate vânzările de locuințe în București față de luna septembrie anul trecut, în timp ce la nivel național este o scădere de 25%, deci 2018 versus 2017, dar în București este chiar mai accentuată la nivel de 50%, mi se pare dramatică această scădere. Vreau să vă întreb, poate fi explicată prin schimbări de finanțare ale băncilor? Adică s-a schimbat ceva în felul în care băncile acordă credite? Era tot o discuție, dacă aveți anumite informații pe zona aceasta? Nu cred că s-a schimbat ceva fundamental în mecanismul de creditare al băncilor, dar cred că, într-adevăr, semnalele privind o potențială criză a speriat oamenii sunt... Nu că a speriat, dar au trecut printr-o criză. Deci acum 10 ani de zile s-a trecut printr-o criză și atunci cred că de data aceasta învățăminte din această criză își fac simțite efectele. Dar fundamental nu cred că și cred că la un moment dat vânzările, partea de real estate căpătase o anumită dinamică, n-aș spune că se supraîncălzise și cred că s-a mai frânat acest entuziasm. În afară de Investește în Tine, ce altceva mai pregătit sau aveți pe rol la Fondul Român de Contragarantare? Fondul Român de Contragarantare este pregătit să abordeze și programul Startup Nation 2018. Cum bine știți, Startup Nation 2017 a fost un program care, din punctul nostru de vedere, s-a încheiat cu succes. Au fost eforturi impresionante pe care le-am făcut, dar până la urmă am ajuns acolo unde trebuie. Deci suntem pregătiți să abordăm Startup Nation 2018. Sunt sigur că de această dată calitatea antreprenorilor va crește. Credeți, nu știu exact la ce soluție s-a ajuns, dar era foarte controversată o măsură de eligibilitate a proiectelor pe principiul primul venit, primul servit. Și atunci a raportat la ordinea înscrierilor, nu neapărat la calitatea proiectelor. Chiar am auzit în discuții că acest criteriu primul venit, primul servit, în condițiile în care tehnologia joacă un rol important, s-ar putea să ridice niște unele probleme, pentru că sunt softuri care pot bloca și care pot aduce în sistem un calup impresionant, fără ca ceilalți să aibă aceeași posibilitate. Deci e o chestiune în care cred eu că trebuie privită cu atenție, în așa fel încât accesul la acest program să fie unul care într-adevăr să încurajeze inițiativele private și să descurajeze astfel de intenții care se bazează pe tehnologie și nu sunt totdeauna cele mai etice, să le spunem. Etice, da, sau morale, ca să spunem. Deci vă veți implica în Startup Nation și aveți așteptări pozitive de la... Există și aici un plafon la Startup Nation în 2018?
Nu, la Startup Nation nu există un plafon. Avem spațiu suficient să contragarantăm, avem fonduri suficiente ca să susținem contragaranțiile pentru Startup Nation, dar depinde, bineînțeles, de numărul de antreprenori care se vor califica. Anul trecut au fost 8500 de antreprenori eligibili. Cred că în anul acesta numărul va fi mai mare, dar noi suntem pregătiți să răspundem la care sunt încă pașii. Deci acum este în consultare publică, în continuare proiectul. Da, acum este în consultare publică. Urmând a se depune proiectele când? Urmând a se depune proiectele în acest an, nu știu exact timingul, în acest... Deci cei interesați trebuie să se apuce de treabă, să-și înființeze firma dacă nu au înființat. Da, pentru că este vorba de startup, deci trebuie să fie firme noi. După care se va face selecția și după ce se va face selecția, societățile vor fi libere să acceseze finanțările, care la rândul lor vor fi garantate și contragarantate. Suma a rămas aceeași de anul trecut, care se finanțează? În clipa de față, da. Da, nu cunosc alte... Și este de 200.000 de lei. 200.000 de ron, da. Vă mulțumesc frumos, domnule Farmache, pentru prezența la noi în Business Matinal, pentru noutățile pe care ni le-ați adus. Așadar, stimați spectatori, aproximativ 7-8 mii dintre dumneavoastră, dacă am calculat eu corect, o să vedem, ați putea să accesați acest credit Investește în Tine. Este un credit de data asta acordat persoanelor fizice și v-am explicat, aveți 5 ani de grație, după aceea puteți plăti creditul în alți 5 ani, fără dobândă. Dobânda este subvenționată de stat și în cei 10 ani de zile mai avem și inflație. Ce veți plăti în valoarea reală a banilor este mult mai puțin decât împrumutați, poate chiar la jumătate. Vă mulțumesc pentru atenție, ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară.